Alexandra, o fată de 17 ani, venise într-o zi la mormântul mamei sale. Se împlinea curând un an de la moartea ei, de când pierduse lupta cu o nemiloasă boală. Alexandra era o adolescentă la liceu, care acum învăța să fie om mare mult mai devreme decât ceilalți de vârsta ei. Se simțea singură, deși încă îl mai avea pe tatăl ei, dar cel care ar fi trebuit să fie stâlpa al casei picase în patima jocurilor de noroc încă de când mama ei se lupta cu boala. În asta își găsise el refugiul. Alexandra nu avusese timp să-și plângă prea mult mama, știa că trebuie să fie puternică pentru frățiorul ei, Andrei, în vârstă de 7 ani. Îi era acum și soră și mamă. În acea zi însă Alexandra răbufnise. Venise la mormântul mamei sale să vorbească cu ea, așa cum o făcea adesea. Să nu mă lași fără lumină, îi spunea adesea mama ei speriată în ultimile zile pe patul de moarte. Alexandra a aprins o lumânare la mormânt și se uita lung spre crucea ei. Memoria mamei era încă atât de vie, parcă nu-i venea să creadă că nu o va mai vedea niciodată, că niciodată nu va mai apărea numele mama pe telefon să o întrebe la ce oră ajunge acasă și că nu-i va mai simți niciodată îmbrățișarea. Deodată Alexandra a răbufnit în lacrimi, ținuse prea mult în ea. M-ai lăsat singură cu toate, ce o să mă fac acum fără tine? A început ea să spună cu glas tare în timp ce îi privea fotografia de pe cruce. Mi-ai spus că o să-mi fii mereu alături și că o să ai grijă de mine. Unde ești acum? Unde? Un bătrânel cu un baston, care se afla la câteva morminte distanță, a auzit-o pe fată. S-a apropiat de ea și i-a întins un șervețel. Rușinată, fata a încercat să-și ascundă lacrimile. Nu te rușina de ce simți, i-a spus vârstnicul. Durerea face parte din viață, trăiește-o când cere să fie trăită. Alexandra se uita confuză spre el. Domnul Stelian era un bătrân pe la vreo 90 de ani care își pierduse și el soția în urmă cu 3 ani. Se bucurase de o viață lungă împreună, dar în fața morții, timpul petrecut cu cineva nu e niciodată suficient. Și viața lungă vine cu un preț, i-a spus omul. Când ajungi la vârsta mea, privești cum dispar rând pe rând mai toți oamenii dragi din viața ta. Tată, mamă, frați, soție, prieteni dragi. Iar cel mai dureros e să-ți moară copilul înaintea ta. Atunci te uiți la cer și întrebi, la ce rost, Doamne, să mă mai ții? Alexandra își ștergea lacrimile și simțea pentru prima dată în ultimul an că are pe cineva în fața ei care îi înțelege durerea. Îmi pare rău să aud de pierderile dumneavoastră, i-a spus fata. Durerea nu va trece niciodată, doar se va transforma, iar timpul e singurul pansament pentru cine îl mai are. Săritoare cum era din fire, Alexandra l-a întrebat pe domnul Stelian dacă îl poate ajuta cu ceva. Domnul Stelian a zâmbit și a spus: ești foarte amabilă, eu am învățat să mă descurc singur. Dar acum că ai adus vorba, n-am mai mâncat o ciorbă bună de perișoare de când a murit soția mea. Eu nu știu să gătesc. Dacă știi să pregătești așa ceva, vin o sâmbătă la mine acasă și voi avea grijă să te recompensez pe măsură. Alexandra învățase să gătească încă de când mama ei se îmbolnăvise, așa că a acceptat să facă acest gest pentru bătrân. Să fie de sufletul ei, s-a gândit ea. Peste câteva zile, a ajuns la adresa primită de la domnul Stelian. Bătrânul locuia într-un apartament cochet cu multe cărți și tablouri pe pereți. Aflase că lucrase ca profesor universitar și el, dar și soția. Tânăra începuse să taie legumele, iar apoi să pregătească perișoarele în biluțe mici. Ce vrei să faci după bacalaureat? A întrebat-o bătrânul. Alexandra i-a spus că visează să facă dreptul, dar că e un domeniu complex, iar ea trebuie să aibă grijă și de frățiorul ei, așa că cel mai probabil va alege o facultate care să-i permite să și lucreze în paralel. Vei vedea că greutățile sunt cele care te fac mare. Suferința doare,
dar te și înalță, i-a spus domnul Stălian. Alexandra era confuză, nu prea a înțeles vorbele. Dar ciorba de perișoare era acum gata și domnul Stălian insistase ca Alexandra să mănânce și ea cu el. Bătrânul savurase ciorba cu lacrimi în ochi, parcă se simțea din nou ca acasă după o lungă călătorie. La plecare, domnul Stălian i-a oferit în semn de mulțumire un plic. Deschide-l la momentul potrivit, i-a spus bătrânul. Alexandra se simțea confuză din nou. Dar cum voi ști când e momentul potrivit? Vei ști, i-a mai spus el. În următoarele săptămâni, Alexandra a continuat să-l viziteze pe domnul Stălian. Îl ajuta prin casă la curățenie sau îi gătea câte un fel de mâncare delicios și între ei se legase o frumoasă prietenie. De fiecare dată când pleca de la el, domnul Stălian îi oferea doar atât, un plic. Nu știa ce e înăuntru. Alexandra nu se gândea că bătrânul ar fi profitat de bunătatea ei. Chiar dacă la prima vedere părea puțin cam zgârcit, se oferise să îl ajute cu speranța că poate mai câștigă și ea un ban în plus. Dar cu timpul a început să-i facă plăcere să vină la el. Primea multe sfaturi bune de viață și putea lua cu împrumut multe cărți bune din biblioteca lui mare. Ei bine, într-o zi, domnul Stălian i-a propus să o învețe să joace șah. Tot atunci a aflat și o altă poveste dureroasă de viață. Copilul meu a murit acum 30 de ani. Avea doar 35 de ani. Doamne, câtă viață mai avea înainte. Un bezmetic a intrat cu mașina în el și mi-a luat ce aveam mai drag. Multe culori mi-au devenit griuri din acea clipă. De vei ajunge vreodată la drept, Alexandra, să te asiguri că astfel de oameni primesc cea mai grea pedeapsă. Alexandrei îi era oricum greu să se descurce cu durerea provocată de moartea mamei sale. Nici nu voia să își închipuie ce e în sufletul unui om care își îngroapă copilul. A început apoi să se gândească la frățiorul ei și se bucura că e bine că se iau unul pe altul, că nu a rămas nici unul singur, doar cu tatăl lor pe care nu se puteau baza. Trecuse mai bine de un an, iar Alexandra se pregătea acum să dea bacalaureatul. Adunase peste 50 de plicuri de la domnul Stălian, le ținea pe toate într-o cutie de pantofi sub pat și nu deschisese nici unul până acum. Pur și simplu, nu știuse dacă e momentul potrivit. Și dacă nu era momentul potrivit, ce s-ar fi întâmplat apoi, se gândea ea. Așa că a continuat să le strângă. Într-o zi de primăvară, Alexandra era aproape de blocul domnului Stălian atunci când a observat o ambulanță și o mașină de poliție. A urcat la etajul al treilea și a simțit un gol în stomac. Ușa domnului Stălian era deschisă, medicii legiști au oprit accesul. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Domnul Stălian e bine? Sunteți din familie? A întrebat-o un polițist. Nu sunt, dar nu mai are pe nimeni, a spus ea. O femeie în vârstă s-a apropiat de ea. Tu ești Alexandra? A întrebat-o, iar apoi a rugat-o să o însoțească la ea în casă. Era o vecină care îl cunoștea bine pe domnul Stălian. Femeia i-a înmânat un plic. Domnul Stălian a murit noaptea trecută, probabil în somn. Am văzut că dimineața nu a răspuns și l-am găsit. Îmi lăsase mai de mult o cheie de rezervă și acum câteva luni mi-a lăsat și acest plic. Mi-a spus să ți-l dau după ce el nu va mai fi. Alexandra era tulburată, din nou se gândea la un om drag și nu-i venea să creadă că nu îl va mai vedea niciodată. În acel moment, telefonul i-a sunat. Era Andrei, fratele ei. Băiatul plângea și tocmai primise prima palmă de la tatăl lor. Bărbatul venise nervos acasă după ce pierduse iar bani la jocurile de noroc și se răzbunase pe copil, apoi plecase din nou. Alexandra nu mai avea timp să-și jelească bunul prieten. Responsabilitățile o chemau. A plecat acasă, și-a luat fratele în brațe și i-a promis că niciodată nu va mai trece prin așa ceva. Apoi, obosită, s-a retras în camera ei și s-a uitat la ultimul plic primit de la domnul Stălian. Acum venise momentul potrivit. L-a deschis și a găsit o scrisoare. Draga mea, Alexandra, dacă citești această scrisoare, înseamnă că eu sunt într-un loc
mult mai bun, sau cel puțin așa sper. Moartea nu m-a mai speriat de multă vreme, o vedeam ca ultima șansă de a-i revedea pe cei pierduți de multă vreme. Sper din tot sufletul așa să fie, însă tu ai toată viața înainte și meriți să te bucuri din plin de ea. Mi-ai adus multe zâmbete și mi-ai mai alinat din singurătate în ultimul an de când ne știm. Iar pentru asta vreau să-ți mulțumesc. Ai venit de fiecare dată și m-ai ajutat. Mi-ai gătit și mi-ai ținut companie fără niciun interes. Îți dădeam de fiecare dată un plic gol la plecare. Da, așa este. Îți dădeam de fiecare dată un plic gol la plecare. Dacă nu ai descoperit asta până acum... Alexandra s-a oprit din citit scrisoarea și a deschis cutia de pantofi de sub pat. Erau toate plicurile acolo. Le-a deschis și, într-adevăr, toate erau goale. Apoi a continuat să citească scrisoarea. Toate gesturile tale pentru mine au venit din inimă. Dacă ai fi făcut-o cu interes, cu siguranță că ai fi venit la un moment dat revoltată la mine la ușă și mi-ai fi reproșat că îți oferi niște plicuri goale. Tu îmi găteai, îmi făceai curat și primeai la schimb câte un plic gol. Nici nu contează când ai decis să le deschizi, dar faptul că nu mi-ai reproșat niciodată, acest lucru m-a făcut să am mare încredere în tine. Vezi tu, mi-a fost o vreme greu să mai am încredere în oameni. Mihăiță, fiul meu, pe care l-am pierdut, nu a fost singurul meu fiu, dar în inima mea a rămas unicul meu copil. Mai am un băiat, Tudor, dar pe care l-au interesat doar banii. De ani de zile nu mai știu nimic de el, nici la înmormântarea mamei lui nu a venit. Probabil că va veni într-un final acasă să-și revendice moștenirea, dar va avea o surpriză. Alexandra citea uluită scrisoarea de la domnul Stelian. Mi-am ascultat inima și în ultima clipă am decis să-mi schimb testamentul. Alexandra, buna mea prietenă, mai sunt multe cărți de citit la mine în bibliotecă și sper să te bucuri de ele în fiecare zi. Am decis să-ți las apartamentul meu și poate că îți vei găsi liniște acolo împreună cu fratele tău. În contul meu bancar mai sunt niște economii. Vor ajunge tot la tine. Știu că vei fi o studentă la drept eminentă. Nu-ți face griji de nimic. Vei fi sunată și vei fi chemată la semnat. Totul va fi cât se poate de legal. Și îți vei intra pe deplin în drepturi. Îți mulțumesc că mi-ai fost o rază de soare la bătrânețe. De mă voi întâlni cu mama ta pe aici, îi voi transmite că are de ce să fie mândră de tine. Și roaie de lacrimi curgeau pe chipul Alexandrei. Un amalgam de emoții o încercau. A alergat spre Andrei, frățiorul ei, și l-a strâns tare în brațe. Deși îl pierduse și pe domnul Stelian, într-un mod ciudat, acum nu se mai simțea singură. Se simțea ocrotită și ea și fratele ei și simțea acum că are doi oameni dragi în cer care vor avea grijă de ei. Apoi s-a gândit imediat la mama ei. Cum o certase la mormânt că o abandonase, iar câteva minute mai târziu, domnul Stelian apăruse în viața ei. Simțea că nu e doar o simplă coincidență și că, de fapt, mama ei nu o abandonase niciodată. O vegea în permanență, iar răspunsurile ei au venit în alt mod, prin domnul Stelian. Da, dragii mei, atunci când pierdem pe cineva drag, ne e greu să le mai simțim iubirea în ceața de tristețe care se revarsă peste noi. Însă iubirea și energia lor rămân mereu prezente, chiar dacă ei au plecat. Prezența lor poate nu se mai vede cu ochii, însă se simte doar cu inima și astfel devin îngerii noștri păzitori, ghidându-ne și ocrotindu-ne în călătoria noastră prin viață până la următoarea vedere cu ei. Doamne, ce poveste frumoasă! Să aveți grijă de voi, dragii mei!